Renta viagero agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa. Cuantumul rentei viagere reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro pe an pentru fiecare hectar înstrăinat și 50 de euro pe an pentru fiecare hectar arendat. Deoarece renta viagero agricolă încetează la data decesului rentierului, carnetul de rentier trebuie semnat în fiecare an. Rentierii trebuie să se prezinte la sediul Centrului Județean Apia în perioada 1 martie-31 august. Ei pot veni pentru a viza carnetele pe anul 2016. Documentele pe care trebuie să le prezinte sunt aceleași din anii precedenți. Pentru vizarea carnetului, solicitantul trebuie să semneze o declarație pentru obținerea vizei anuale și să prezinte mai multe acte. Carnetul de rentier agricol, actul de identitate al solicitantului, decizia de la Comisia de Expertiză Medicală pentru solicitanții pensionați pe caz de boală, contractul de arendare încheiat până la 1 octombrie 2011 și un extras de cont în lei pe numele rentierului agricol. În județul Olt, numărul beneficiarilor ce sunt așteptați să semneze carnetul de rentier este de 870.